Evenimentul cultural s-a desfășurat în aula Nestor Vornicescu a Facultății de Teologie din Craiova, în prezența înalt preasfințitului Irineu, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei. Ministrul este aproape de sufletul nostru. Îi credurăm poeziile, le memorăm, le intonăm când avem noi stare sufletească bună, le cântăm chiar uneori și toate acestea nu fac altceva decât să ne transpună într-un plan cu totul altul decât al unei vieți cotidiene zbuciumate și neliniștite. Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova a interpretat poeziile Rugăciune și Doină. Invitatul special, maestrul Emil Boroghină, a susținut un impresionant recital de poezie din opera eminesciană. Tot mai citesc, mai astra scarte, și ce știu pe din afară. Parcă urmând șirul de slobice, tale gânduri semănare. Evenimentul cultural s-a încheiat cu o interpretare de excepție a două piese, Sara Pedeal și Eminescu să ne judece. Luna pe cer trece așa sfântă și clară. Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară.